Doamne ajută, dragii mei, în contextul situației actuale, când sunt 3500 de cazuri depistate de COVID pe zi, noi, Patriarhia Moldovei și a Bucovinei, considerăm că este de bun simț să putem ține la capacitate maximă sărbătoarea Preacuvioasei Paraschiva. În acest scop am creat o rugăciune pe care să o putem face cu toții, pentru că atunci când ne rugăm, bulancii de la putere sunt de-a voie să facem sărbătoarea cum trebuie, adică să facem mulți bani. Doamne ajută, foi sub gard, am un mesaj important de la șeful meu cu banii, mare boss pe nume Dani. Ăsta e supărat rău pentru festivalul său, că oameni pe care nu-i cunoaște interzic pupa de moaște. Că-i problemă nu-și de care, că e pandemie mare, că nu-s locuri în spitale și ci că se mai și moare. Astea sunt prostii să mor, important banii la bor, că acut la Iași 3 zile, iar umpleam cutia milei. Fiecare om ce vine, marcă banul să se închine, el se roagă și de banii, noi ne luăm câte un Ferrari, ei se roagă și ajută, noi ne umplem de valută. Doamne ajută, Doamne ajută. Dar acu-i urât ca dracu, practic ne-au golit tot sacul, bă, sunteți bolnavi la cap, voi nu știți ce bani, pardon, minuni se fac. La noi treaba nu-i nasoală, suntem protejați de boală, nu băgați bani în pastile, băgați în cutia milei. Fiindcă toată lumea știe, când sunt mulți la liturghie, virusul nu intră în lume, că-s protejați de rugăciune. Nu distanțări și cu măști, astea-s pentru oameni proști, un om deștept cu minte multă trece cu un Doamne ajută. Pupatul icoanei, frate, ajută la imunitate, dacă pup cu mult patos, tu vei fi mai sănătos. Și dacă înaintea ta a mai fost altcineva și el tot așa pupat, vei fi și mai protejat. Deci să țineți minte, frați, icoane mult să pupați, de unul se îmbolnăvește trece cu un Doamne ferește. Iar conducătorii bor fac o rugăciune în cor, cine dă scapă de boală, cine nu-l blestem să trăiască. Deci nu mai fi stâmpiți pe bune, ce are dacă vine lume, că oricum de se îmbolnăvesc ei tot raiul îl primesc. Doamne ajută, lăsați-ne să facem bani.